Colectivul Direcției de Sănătate Publică Suceava a transmis condoleanțe familiei și a subliniat impactul pozitiv pe care Ludovica Biței l-a avut asupra instituției și colegilor săi. Suntem recunoscători pentru anii de muncă desfășurați în cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava alături de noi, în care a contribuit la dezvoltarea acestei instituții, au transmis foștii lui colegi. Doctorul Ludovica Biței a fost un medic igienist respectat, având o carieră de aproape 30 de ani în cadrul DSP Suceava, unde a contribuit semnificativ la dezvoltarea instituției. Activitatea sa în domeniul sănătății publice a început în 1988, pe vremea când instituția se numea Sanepid. De-a lungul anilor, doctorul Biței a ocupat diverse funcții, inclusiv cea de consilier în Consiliul Local Suceava între 1996 și 2000 și deputat din partea Partidului România Mare în perioada 2000-2004. În 2009 a preluat interim funcția de director al DSP Suceava, devenind titular în 2010 și ocupând această poziție până în 2015, când a demisionat și a revenit la funcția de inspector șef. S-a pensionat în 2017, după o carieră dedicată sănătății publice. Corpul neînsuflețit al doctorului Ludovica Biței este depus la Capela Catolică de la Cimitirul Pacea. Priveghiul va avea loc joi seara la ora 19, iar înmormântarea este programată pentru vineri la ora 10.